Trei tineri din comuna Bălăcița, județul Mehedinți, au fost arestați seara trecută după ce o adolescentă i-a acuzat că au violat-o. Fata de 19 ani a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor. La telefon, el a spus oamenilor legii că cei trei tineri o urmăresc pe malul Dunării, în apropiere de Drobeta, Turnul Severin. De la momentul sesizării, în maxim 5 minute, polițiștii au ajuns la fața locului unde au stat de vorbă cu victima. Aceasta le-a oferit detalii esențiale cu privire la identitatea celor trei persoane. Imediat, în maxim 20 de minute, acestea au fost identificate de către polițiști pe raza municipiului Drobeta, Turnul Severin. Toți au fost duși la audieri. În fața anchetatorilor, fata a declarat că a fost violată de cei trei băieți cu vârste între 18 și 27 de ani din aceeași localitate cu ea. Declarația fetei a fost susținută și de concluziile legiștilor care au examinat-o. Cei trei tineri sunt arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați de viol și complicitate la viol.